Hello, salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou vlog, un nou unboxing, pentru că n-am mai făcut de multicel aici pe YouTube, pentru că pe Instagram, arondopisicaneagra.ro, unde vă invit încă de la începutul acestui clip să îmi dați și anume follow, pentru că public niște chestii interesante pe acolo și s-ar putea să nu coincidă neapărat cu ceea ce public aici pe YouTube. Implicit, acel unboxing comandă elefant în care vă arătam. Mă rog, mi-am cumpărat doar un parfum, dar na, dacă vreți să rămâneți la curent cu astfel de postări, cu astfel de... Haideți să salutăm lumea, pentru că din nou apare Sisi, bineînțeles. Haideți să rămân și eu măcar o perioadă fără alb pe mine și eventual fără neagră, care să nu mai fâșie pe la anumite pungi. Cred că s-a liniștit deocamdată, așa că o să trec direct la subiectul zilei de astăzi. Deci v-am invitat să-mi dați follow pe Instagram. Cred că până apare ăsta s-a dus giveaway-ul sau nu s-a dus. Ideea e că trebuie să mă urmăriți acolo, că încerc să fiu cât mai activă și bineînțeles și pe Facebook, dar acolo este deja altă poveste. Comanda de la Notino, așa arată ea. Am zis să o desfac, să văd dacă au ajuns produsele bine. Și să îndepărtez acea folie foarte, foarte gălăgioasă și foșnăitoare. Și am mai multe lucruri și să vă arăt și să vă povestesc. Și pentru că data trecută, în clipul despre produse terminate, vă povesteam despre produsele de la Jaya și mi-ați spus câteva dintre voi în comentarii că le găsesc ba pe un site, ba pe celălalt. Vreau să vă spun că da. După ce am filmat treaba aia, nu știu dacă în aceeași seară sau, de fapt nu, acum două seri, asta înseamnă în fine, fix în perioada asta am zis ok, hai să mă așez frumos la laptop și să încep să caut, pentru că nu mai rețineam de unde mi-am cumpărat produsele de la Jaya, așa că spoiler alert, astăzi vom avea foarte multe produse de la Jaya, așa că o să încep cu acestea. În mare ele au venit... Ca să facem un unboxing până la capăt, da? Au venit împachetate așa. Îmi place că cei de la Notino chiar, na, ei comercializând astfel de produse mici și care, na, sunt produse cosmetice și ar putea să se deterioreze în timpul livrării, au foarte mare grijă la ambalare și ambalaje în general. Așa că, da, au venit destul de ok împachetate. Bine, iau și acea asigurare a coletului de 3 lei, parcă, în cazul în care îți ajunge deteriorat, să nu mai aștepți toată procedura, ci pur și simplu ți se schimbă produsele direct, fără să mai treci prin toți pașii necesari. Așa că, da, am în total mai multe produse. Haide, gata. Nu vă mai țin. Stai să vă las un pic mai jos, ca să vedeți cât de cât și ce fac aici, dacă tot suntem la acest capitol. Nu vreau să mă mai ridic în acest moment după o foarfecă sau un cutter. Așa că voi încerca să le desfac în felul ăsta. Prima și prima dată o cremă pe care n-am mai avut-o până acum, dar uite, un mare minus din punctul meu de vedere. Nu că n-ar fi niște detalii pe site, dar fiind în această limbă, nu știu ce ar vrea să fie, seamănă un pic și cu poloneză, gen. Dar, mă rog, știu eu că această cremă este o cremă de față hidratantă cu gălbenele. V-am mai povestit chiar în clipul de care vă spuneam mai devreme, cel cu MTs. Vă povesteam că mi-a plăcut foarte mult loțiunea tonică cu gălbenele și... Din acest motiv mi-am cumpărat și crema de față cu gălbenele. Sunt convinsă că îmi va fi foarte, foarte utilă. Mi-a plăcut consistența celeilalte creme de noapte, care venea tot într-un borcanaș asemănător și am zis că merită să o iau și pe aceasta, pentru că oricum o voi folosi. Are un parfum foarte, foarte plăcut. Bineînțeles, o consistență de cremă, pot să-i spun obișnuită, dar pentru mine nu este ceva, cum să zic, obișnuit neapărat, pentru că îmi place foarte, foarte
mult și îmi place cum se absoarbe în piele și, mă rog, v-am mai povestit, dar cred că faptul că mi-am comandat atâtea produse de la Jaya într-un singur colet vorbește de la sine. Și nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam de la astfel de produse și sunt și curățele, adică nu au... Da, deci trebuie să caut detalii pe site, pentru că nu le-am reținut chiar pe toate. Toate acele detalii cu ce vitamine, cu ce... Dar cred că, da, aceasta era cea cu vitamina A și E, parcă ceva de genul. Mă rog, este testat dermatologic, din ce văd are un semn că ambalajul este reciclabil. Bună, mama, din nou. Și are 50 de mililitri. Prețurile din nou vi le las pe ecran, dar cu siguranță sunt, vă asigur că sunt, cu siguranță vă asigur, sunt foarte, foarte mici. Deja m-am apucat de ea să o desfac, pentru că din nou este vorba despre o cremă de la Jaya, o cremă de noapte de data aceasta, anti-rid, spun ei. Este un produs vegan. Adică este curat, nu este testat pe animale, ceea ce este foarte în regulă din punctul meu de vedere. Iar pe acest ambalaj avem și o traducere în engleză, sau mă rog, un text, o descriere în engleză. Ceea ce, da, este un plus față de cealaltă, dar mă rog, important e să fie crema bună, nu neapărat să... Pentru că, așa cum spuneam, detaliile le găsim pe site. Avem așadar o cremă de noapte anti-rid pentru piele uscată și sensibilă. Hello! Bine ne-am întâlnit, bine ne-am găsit pentru vârsta de 30 plus ani. Scrie pe undeva pe aici, pe jos. Și este cu rose butter, adică un unt de trandafiri. Habar n-am ce ar însemna chestia asta, dar... Mi-a sunat foarte bine, pentru că în general folosesc produse cu ceva extract de trandafir, pentru că este foarte potrivit pentru tenul sensibil și uscat. Are un parfum mai subtil decât cealaltă, decât crema cu galbenele. Și chiar din această seară o voi pune la treabă, pentru că mai am altă cremă de noapte. Dar nu sunt mega încântată, bine, în afară de cea de la Keida Skin. Și da, vreau să văd cum mă trezesc mâine de dimineață și cum se va vedea încă de la prima aplicare, pentru că tenul meu chiar are nevoie de hidratare și se simte foarte, foarte bine oricâtă hidratare i-aș da. Și în sensul ăsta, sau hai să termin și cu acest ambalaj. Ta-da! Am găsit din nou loțiunea tonică cu galbenele. Yay! Foarte încântată sunt de această loțiune tonică pentru piele uscată și sensibilă cu galbenele, așa cum ziceam. Mi-a plăcut, este... Na, nu știu dacă ați văzut clipul trecut, dar dacă sunteți aici pentru prima dată, vă spun că acest produs nu mi-a lăsat fața, senzația aceea de față uscată, de față, nu știu, care strânge, care ține. Chiar și după ce folosesc cu apă micelară de la Bioderma, mă rog, pentru tenul meu, tot nu simțeam fața foarte calmată, ca să zic așa. Și din acest punct de vedere, această loțiune tonică mie îmi face foarte, foarte bine. N-am avut absolut nicio problemă cu ea. După ce o dau, chiar îmi simt fața mult mai curată și... Hai să, deja să vorbim așa. Și îmi place foarte mult cum lasă senzația sau cum curăță uleiul de pe față, pentru că am două tipuri de ulei de machiant și știți, na, ca orice ulei lasă acea senzație de piele grasă cu care nu sunt, bineînțeles, obișnuită și care nu este chiar plăcută din punctul meu de vedere. Așa că dau cu această loțiune tonică, bineînțeles, după apă micelară, dar în special după ce folosesc acele uleiuri și... Îmi place foarte, foarte mult senzația de după și mai am, haide să termin odată cu, să termin, nu odată, că nu m-am enervat, să termin cu produsele de la Jaya, pentru că mai am și ceva make-up pe acolo și cum spuneam mai devreme că, na, tenul meu înghite oricâtă hidratare i-aș da, pentru că îi place, chiar îi place și nici nu fac exces. Nu vă gândiți că stau toată ziua cu mâinile în creme, n-aș avea timp, nu prea am răbdare să fac treaba asta, dar minimul necesar
consider că chiar este important să-l fac. Așa că, na, o mască o dată la săptămână, la două săptămâni, că nu prea stau, cum spuneam, dar deocamdată face față tenul meu, deocamdată, oboselii și poluării și așa mai departe, iar acest tip de măști mă ajută foarte, foarte mult, pe lângă cele tip șervețel, despre care v-am amintit cred că în cumpărăturile din DM. Și apropo de acel rose butter, mi-am cumpărat această mască de față. Toate vor fi hidratante. Aceasta este, din nou, pentru 30+, piele sensibilă, dar conține și acid hialuronic. Mi se pare că dintre toate asta a fost cea mai scumpă, însemnând 6 lei. Deci nu foarte, foarte scumpă. În schimb, celelalte câte 4 lei. Pe aceasta am mai folosit-o și mi-a plăcut foarte mult. Este cu alge marine. Este foarte ușor de folosit, se aplică, este cumva, are o consistență de cremă hidratantă, cel puțin așa mi-o aduc aminte pe aceasta, care este cea clasică cu lapte de capră de la Jaya și din nou, după ce o îndepărtez de pe față, chiar îmi lasă foarte, foarte fină pielea și hidratată și parcă mai luminoasă. Chiar de la interior spre exterior. Așadar, o avem pe aceea cu rose butter, pe aceasta cu alge marine, lapte de capră. Mai avem una cu antioxidanți pe care n-am folosit-o până acum, dar din nou pentru piele sensibilă și este, din ce zic ei aici, antiiritantă, îți face pielea mai fină și este pentru noapte, de asta are și acest tip de ambalaj, un bleomarin închis. Mă rog, spun ei, deci toate produsele văd că sunt, de fapt, asta cel puțin pe ea scrie că este vegană și pe site, pe Notino, găsiți mai multe detalii despre toate măștile astea și dacă căutați efectiv după brand, după Jaya, găsiți acolo și chestii pentru corp, loțiuni, am mai pus ochii pe o loțiune de peeling pentru față, dar asta data la o comandă viitoare, data viitoare, că am zis deocamdată hai să nu cumpăr impulsiv, obsesiv-compulsiv și să încerc să le folosesc și apoi să-mi cumpăr pe parcurs când chiar am nevoie de produsele respective, că nu vreau să fac stocuri total aiurea aici și din nou cu o față de masă, da. O mască de față pentru pielea sensibilă și uscată, așa arată ea, din nou 4 lei. Mi s-a părut o treabă foarte, foarte bună, iar aici am de la Biotherm Aqua Bounce. Este o mostră primită de la cei de la Notino. Am avut și ceva reducere la comandă pentru cremele de față, aveau ei, nu știu, 15%, 10%, nu știu. Și mai am niște chestii luate la reducere la un preț foarte, foarte bun. Da, să-l desfac întâi. Așa. Pe acestea le-au pus într-o punguță de felul ăsta. Unboxing până la capăt. Pandora mă numesc. Și aici am 3 produse. Încep cu cel mai voluminos dintre ele și anume acest L'Oreal True Match Super Blendable Foundation. Este cu acid hialuronic, hidratant, deci știu că mi-a plăcut foarte mult în trecut și cu toate că nu mi l-am mai cumpărat, cred că de anul trecut, infailibil nu mi-a lipsit pentru că și acela îmi place foarte, foarte mult, dar știu că și acest True Match mi-a plăcut atunci când l-am avut, cred că mi s-a terminat prin iarnă cumva sau ceva de genul, n-aș vrea să-l desfac pentru că vreau să le fac câteva poze, cum spuneam încă de la început, să le postez și pe Instagram și după aceea îi voi face swatch-uri sau ceva. Nuanța, sincer să fiu, pare destul de închisă. Dar dacă mă uit acum, adică la prima vedere așa mi-am zis, dacă mă uit acum la celălalt L'Oreal, tot pe acolo, adică se aseamănă.
dar oricum am mai multe fonduri de ten mai deschise la culoare pe care le pot blendui. Mai fac chestia asta chiar și cu două firme diferite, adică un Superstay, de exemplu, de la Maybelline cu un Bourjois sau Superstay de la Maybelline cu ce mai am eu pe acolo, cu Colorstay-ul de la Revlon și chiar își fac treaba foarte bine împreună. Mi se pare că luate separat nu arată chiar atât de bine ca atunci când le pun împreună pe ten. Și da, cam asta este. Iar nuanța este Golden Beige, Beige Doré, 3D. Uite, da, să nu vă mai citesc, vă arăt direct așa. 3D și 3W. Bună, din nou. Mai departe, am acest Superstay Matte Ink de la Maybelline New York. Mai am unul, dar altă nuanță, Pioneer mi se pare că este nuanța aceea. Și l-am găsit pe acesta la vreo 22 de lei, dacă nu mă înșel. Astăzi când m-am uitat dacă mai au și alte nuanțe, mai rămăseseră vreo 3, cred. Nu știu ce se întâmplă, probabil că au avut vreo lichidare de stoc, probabil că o să mai aducă și le bagă la preț întreg, habar nu am. Ideea e că mi-am ales-o pe aceasta, Founder se numește, 115. Mi-a plăcut foarte mult cum arăta acolo, nu știam din magazin, adică n-am probat-o până acum, dar nu avea ce să nu-mi placă. Voiam un roșu, un burgundiu, care să fie ceva mai de toamnă față de acel roșu aprins pe care l-am tot folosit de-a lungul timpului și încă mai are și încă rezistă foarte, foarte bine. Iar ăsta pare un pic, cum spuneam, mai combinație de roșu cu mov. Aici bate lumina de la ring light și este foarte probabil să îl vedeți mai deschis decât este, dar uite. Gata, mi-am pus buze, mi-am făcut buzele. Da, o să-mi ia ceva timp să-l dau jos dacă nu folosesc ulei de machiant, pentru că este extrem de rezistent. Este unul dintre gloss, nu e gloss, rujurile lichide preferate. Da, și mai am un singur dor. Am terminat între timp, sau mă rog, este pe terminate. Cum să-l țin, că este extrem de mic. Acest, da, tuș lichid. Eyeliner de la Essence, am dat doar 11 lei, știam sigur că atât am dat pe ăsta pentru că mi-a atras atenția prin preț, pentru că știam că din DM parcă am dat vreo 13, oricum tot acolo, asta e ideea și mi-a plăcut foarte mult, am și varianta albastră și m-a ținut destul de mult, bine, nefiind singurul pe care îl folosesc, nu pot să vă spun că m-a ținut 6 luni, pentru că nu știu la câte folosiri, la câte utilizări ar ține. Dar cert este că l-am recumpărat și îl voi recumpăra și pe cel albastru, în care tot așa mai am foarte puțin, dar nu l-am găsit pe Notino, așa că poate prinde-me într-o vizită viitoare. Și cam atât din ce văd. Da, să vă arăt și pensulica, pentru că nu v-am arătat-o. Ea așa ar fi, este pensulă clasică de eyeliner, iar el este negru, negru, negru de tot. Stai să văd și eu ce fac aici și cam așa. Am făcut și un mini model. Se usucă bine, rezistă foarte bine pe ploape. L-am folosit astă vară când era foarte, foarte cald și era tot acolo seara când ajungeam după ore întregi de stat cu el pe ochi, pe ploape și el era tot acolo. În aproape aceeași stare, dacă nu chiar în aceeași stare, adică nu curge, nu, mie mi-a plăcut și la banii ăștia chiar zic să încercați, poate vi se potrivește. Poate am eu, neavând tenul gras, nu am pleoapele foarte grase, uleioase și poate de asta și rezistă mai mult decât de obicei. Astăzi nu mai știu, da? Astăzi cred că tot cu el am fost făcută, da, chiar cu el sunt de dimineață. Și după câte se vede, este deja trecut de amiază bine. Mă rog, este seară deja, că este vreo 7. În fine, astea sunt detalii deja. Cam atât. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur dacă ați ajuns până la final. Și da, știu că am promis masa de toaletă, la ea mă uit acum.
dar o să vin. După acest clip o să vedeți declutterul de la masa de toaletă, pentru că vreau să facem împreună, să spălăm pensulicile, să aranjăm prin sertărașe, să o curăț cu o nouă soluție, pentru că este albă și are niște pete și chiar sunt curioasă și eu, pentru că n-am încercat soluția aceea. S-ar spune că albește și că este mai puternică și face treabă bună pe suprafețe. Așa că, da, aș pune-o la treabă și trebuie să mai aruncăm niște chestii de pe acolo, că efectiv zac și nu le-am mai folosit de ceva vreme. Cum vă spuneam, de-aia mă și feresc cumva să-mi iau foarte multe lucruri, pentru că le desfac, n-apuc să le folosesc în timp util și mă plictisesc eventual dacă le tot văd acolo și nu le mai duc până la capăt. Și este foarte probabil să le vedeți în produse terminate, în clipulețul dedicat, nu știu, pe la jumate sau cine știe. În fine, pe viitor tot așa mai am în agenda trecute niște idei. Dacă mai aveți și voi idei, da, știu, în afară de măsuță de toaletă am rămas datoare cu un clip despre cum îmi fac eu unghiile. Există deja un clip și vreo două articole pe tema asta, ce produse folosesc, dar atunci când îmi făceam doar cu ojă semipermanentă. În acest moment îmi aplic singură gel acasă, la modul ăsta, și îmi place din ce în ce mai mult cum îmi ies unghiile, doar că nu pot să vă arăt acum cum mi le fac, pentru că nu știu dacă e cea mai ortodoxă metodă. Mă rog, e aproape ca la carte, dar nu sunt eu complet sigură că aș putea să învăț pe cineva sau să-i arăt cuiva, uite că așa s-ar face. Până o să mai învăț, până o să simt nevoia să împărtășesc cu voi metoda mea de a-mi aplica gelul, mă rog, nu știu, cam la fel cum își fac și celelalte fete pe internet, de la care de asemenea m-am inspirat, dar o să-l fac, poate într-un vlogmas, de exemplu, pentru că și anul trecut v-am arătat cum îmi fac unghiile chiar în cadrul unui vlogmas și cred că s-ar potrivi în perioada aceea, mai ales când o să-mi fac unghiile pentru sărbători. Da, gata, mi-am luat pietrele astea de pe suflet și dacă o să-l vedeți pe ăsta sâmbătă, cred că încă este giveaway-ul activ pe Instagram și luni o să aflăm cine câștigă cafea Etolia, proaspăt prăjită, am vreo 3 premii în total, primul extras câștigă și un pahar de ceramică, mie îmi place foarte mult, e foarte instagramabil, așa, dacă tot vorbim despre zona asta din social media, și da, cam atât, wow! Zici că sunt nevorbită de o grămadă de timp, dar am început să mă țin de treabă și pe aici. Încerc. Nu știu dacă se vede cât sunt de obosită, dacă nu se vede, e foarte bine. Dacă se vede, din nou, e foarte bine. Înseamnă că am treabă și... da, am treabă. Bine, mulțumesc și că mi-ați răspuns la întrebările din finalul clipului de data trecută. Chiar apreciez. Îmi pare rău când aud că nu sunteți chiar foarte bine, că ați trecut prin niște lucruri, dar cred că, de fapt, despre asta este viața în general. Nu mă apuc să vă țin teorii despre ce e viața, că cine știe până la urmă ce e viața, dar da, suișuri și coborâșuri. Adică dacă undeva în momentul ăsta ești jos, mai jos nu cred, de fapt, bine, gata, aberez. Îmi pare rău că treceți prin anumite momente și când o spun, nu o spun doar din complezență, ci pur și simplu dintr-o empatie pe care o, nu știu, am avut-o din, nu știu, nativ, sau dintr-o empatie dezvoltată pe parcurs cu diferite situații prin care am trecut eu personal și așa mai departe. În fine, nu este subiectul acestui unboxing Notino de astăzi, dar dacă ați observat, cred că în ultimele dăți sau de obicei, dar nu, cu precădere prin ultimele videoclipuri, pe la final stau de vorbă cu voi așa pe diferite subiecte și dacă vă interesează așa alte teme în afară de, eu știu, un unboxing de cosmetice sau un haul sau un, știu că alea sunt general valabile, sunt foarte bine primite, dar și privite, dar mă gândeam că poate pe subiecte, pe alt gen de subiecte să stăm de vorbă. Cred că aș avea niște păreri de împărtășit cu voi, doar să nu le postez și să se piardă în neantul YouTube-ului, să pierd și eu vremea, să o pierdeți și voi că dați scroll peste încă un clip care nu vă interesează, mă rog, înțelegeți voi, gata, de data asta chiar închei. Până data viitoare, că știu că vă place chestia asta, rămâneți frumoși și la trup, dar mai ales la suflet. V-am pupat!